Să deschideți cuvântul lui Dumnezeu la pagina 1020, de unde vom citi câteva versete. Evanghelia după Luca, capitolul 22, de la versetul 39. Și vom citi în această seară până la versetul 46. Pagina Biblie, 1020, Luca 22, cu 39, începem citirea. După ce a ieșit afară, s-a dus ca de obicei în muntele măslinilor ucenicii lui au mers după el. Când a ajuns la locul acela, le-a zis, rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Apoi s-a îndepărtat de ei ca la o aruncătură de piatră, a îngenunchiat și a început să se roage, zicând, Tată, dacă voiești, depărtează paharul acesta de la mine. Totuși, facă-se nu voia mea, ci a ta. Atunci s-a arătat un înger din cer ca să-l întărească a ajuns într-un chin ca de moarte și a început să se roage și mai fierbinte. Și si doarea ei se făcuse ca o, niște pecături mari de sânge care cădeau pe pământ. După ce s-a rugat, s-a sculat și a venit la ucenici. I-a găsit adormiți de întristare și le-a zis, Pentru ce dormiți? Sculați-vă și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Amin. Fraților, vă invit să reocupați locurile. Dăm slavă Împăratului nostru și Dumnezeului nostru pentru bunătatea Lui, pentru dragostea Lui, pentru purtarea Lui de grijă. Tuturor, cu multă dragoste, cu multă binecuvântare, vă doresc tuturor un an nou binecuvântat. 2022, a Happy New Year tuturor! Domnul să vă binecuvinteze! Doresc să încep mesajul din această seară cu Analogia apostolului Pavel din 1 Corinteni 9 cu 23. Acolo unde compară credinciosul cu un sportiv. Și dacă vă gândiți la un sportiv care a jucat la cel mai înalt nivel un anumit sport. Pele, Jordan, oricare. La cel mai înalt nivel. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că oamenii aceștia de bună voie se supun la tot felul de practici, la tot felul de chinuri, le putem spune, doar de dragul de a fi și a juca la cel mai înalt nivel pentru cât mai multă vreme. Dar, după anii de glorie, după doar câțiva ani, fiecare dintre ei trebuie să-și ia ghetele și să le aghețe în cui și s-a terminat. Rămân cu banii care i-a câștigat și apoi când pleacă din lumea aceasta spune cuvântul lui Dumnezeu într-un mod foarte clar, nu iau nimic cu ei, absolut nimic. Apostul Pavel vorbește despre credincioși, despre un credincios adevărat, care poate să n-aș numi în rugăciunea un sport, cu toate că uneori, dacă ne rugăm așa cum Isus a rugat, va fi foarte greu și obositor. Dar cuvântul lui Dumnezeu spune că această activitate poate fi practicată de oricine, la orice vârstă și nu trebuie turitaier niciodată. Și poți să te rogi din ce în ce mai bine, poți practica lucrul ăsta din ce în ce mai bine, cu mai multă experiență și să ai mai multe câștiguri. Ai un singur rod și dacă ai câștigat un singur suflet, ai câștigat mai mult decât toată lumea asta la un loc. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, cu tot ceea ce tu ai câștigat vei merge în împărăția lui Dumnezeu. Nu vei lăsa nimic aici. În această seară, așa cum ni s-a spus deja, privim țintă la Domnul Isus Hristos și pentru câteva... Săptămâni vom privi la practica aceasta a rugăciunii în viața Domnului Isus Hristos. Cum s-a rugat Domnul Isus Hristos? Cum a făcut-o și ce ne-a învățat despre acest lucru? Pe la mijlocul anilor 30, Domnul Isus Hristos rostește câteva cuvinte despre rugăciune și aceste fapte pe care le-am citit au loc. Și aceste fapte și aceste vorbe, aceste învățături ale Domnului Isus Hristos sunt valabile și pentru noi astăzi anul 2022 și câți ani ne va mai da Domnul în continuare, sunt valabile. Întrebarea care o am pentru fiecare dintre noi, cum privim și cum primim aceste învățături ale Domnului Iisus Hristos? Din păcate, din păcate și începem întotdeauna cu vestea bună și apoi cuvântul lui Dumnezeu ne învață și ne spune. Din păcate, mulți creștini uită și Poate nu sunt mulți și să ne ajute Domnul să nu fie mulți dintre noi, dar nu mai respect aceste cuvinte, aceste învățături ale Domnului Isus Hristos. Aș dori ca să vă îndemn, dacă le-ați ignorat careva dintre voi până astăzi, nu mai faceți lucrul acesta, pentru că dacă ați făcut-o, ați pierdut foarte mult. Dacă de astăzi înainte vă veți hotărâ să vă rugați ca Domnul Isus Hristos și ne vom hotărâ să ne rugăm așa cum Domnul Isus a făcut-o și ne-a învățat, vom câștiga foarte mult. Și aș dori în această seară să privim la câteva secrete ale unei rugăciuni ascultate. Ne învață the best one on the matter, on the subject, Domnul Isus Hristos. Ascultați, vă rog frumos, secretele pe care pentru mulți, după 20 de ani, după 30 de ani de pocăințe de a-L urma pe Domnul, din păcate, au rămas toate secrete. În această seară voi atenta și voi încerca cât pot mai bine să privim în cuvântul lui Dumnezeu la aceste lucruri, la aceste învățături pe care Domnul Iisus Hristos ne-a învățat. Care sunt acestea? În primul rând, vă rog frumos, priviți la versetul 39, versetul 40. Ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. The more you pray, the less you sin. The more you sin, the less you pray. Cuvântul lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos spune, cu cât se roagă un creștin mai mult, cu atât păcătuiește mai puțin. Credeți asta? Asta e adevărul. Asta e adevărul. Și când lăsăm cu, uh, păcatul să intre în viața noastră, veți observa, dacă n-ați observat-o, de acum uitați-vă și priviți la voi, dacă cumva permiteți unui păcat să trăiască în inima voastră, vă veți ruga din ce în ce mai puțin. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în versetul 42 a parte, rugați-vă, ascultați, atenție, nu ca să nu fiți ispitiți, that's ok, that's fine, ca să nu cădeți în ispită, de asta rugați-vă. Cuvântul lui Dumnezeu ne, ne îndeamnă și ne învață și ne arată cum Domnul Iisus Hristos s-a rugat și nu a căzut în ispită. Ucenicii, în această ocazie, nu s-au rugat și au căzut în ispită. Mai târziu în viața ucenicilor, spune fapte, capitolul 2, ucenicii s-au rugat, au simțit prezența lui Dumnezeu, a fost un plus de puterea lui Dumnezeu și apoi, pentru restul noului testament, ucenicii n-au mai prea păcătuit. Nu mai vedem lucruri extraordinare în viața apostolilor care se lepădaseră de Domnul Isus Hristos, după umplerea cu Duhul Sfânt, după ce s-au rugat și au simțit prezența lui Dumnezeu, n-au mai păcătuit. Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește și ne spune că unii din fiii întunericului, din lumea asta, probabil că la început așa pe cineva o să mire ceea ce spun, dar unii din fiii întunericului înțeleg principiul acesta mai bine ca unii creștini. Haideți să vă spun ceva și nu vă supărați. Fiecare dintre noi am văzut măcar un film cu un slăbănog, cu un singuratic, cu un, putem să-l numim, un loser, care se iau toți prietenii lui sau cei din jurul lui, îl bat, îl ocărăsc, îl supără. Și se supără individul ăsta la un moment dat și pleacă undeva la un, în, în munți la un master, la un ninja, la un știu eu ce master de martial arts, stă acolo vreo cinci ani de zile și când vine înapoi ce se întâmplă? Veți spune, frate, nici din filme, nici vorbă. Nici vorbă. Dar Hollywoodul înțelege principiul acesta mai bine ca unii dintre noi. Vine înapoi și vine trupa aia lui și începe iar să lege el. Și după două secunde, toți stau jos la pământ, i-a bătut pe toți, i-a învins pe toți. De ce? Pentru că s-a dus la o parte undeva și a luat trainingul foarte, foarte în serios și apoi când a stat în fața dușmanului. That's it. Asta ne spune cuvântul lui Dumnezeu că a făcut Domnul Iisus Hristos toată viața lui. Uitați-vă în Evanghelia după Matei, Marcu, Luca, Ioan. Se ruga singur la o parte. Și când era în a patra strajă, când era chiar să se facă de dimineață, să se lumina de ziua, venea înapoi în oraș. Ce demon stătea în fața lui? Niciunul. Niciunul. Creștinul care se roagă, spunea uh, Ravenhill, Leonard Ravenhill. Spune creștinul ca se roagă nu păcătuiește, dacă a spune asta poate ar părea puțin prea dur, dar cam asta spune Domnul Isus Hristos. Rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Acesta este secretul vieții Domnului Isus Hristos. Fraților, în anul 2022, probabil că Dumnezeu ne va conduce la poalele unui munte pe care nu-l vom putea trece. Prin rugăciune ca a Domnului Isus Hristos, cu credință, vom putea spune muntelui, mută-te și aruncă-te în mare. Și aceasta este voia lui Dumnezeu. S-ar putea ca în anul acesta să ne găsim într-o mare învolburată și prin puterea rugăciunii Dumnezeu ne spune și ne promite că vom putea umbla pe ape ca și Petru. Și să nu fim mânecați în desnădejde orice ar fi. Acest lucru, rugăciunea, are o putere deosebită. Dar cum vom putea birui fără rugăciune? Cum vom putea face lucrul acesta? Cuvântul lui Dumnezeu spune, rugați-vă ca să nu cădeți în ispite. Aș vrea să vă mai atrag atenția asupra unui lucru foarte interesant. Nu spune ca să nu cadă ispita peste voi. Nu. Nu. Noi cădem în ispite. Noi suntem de vină. De ce nu ia Dumnezeu paharul din mâna celui ce bea drogurile, din mâna celui ce face droguri și pornografia din mâna celui ce se uite la pornografie. De ce nu? Pentru că nu Dumnezeu a pus acolo și nici diavolul. Bietul creștin cade în ispită și Dumnezeu spune, dacă vei fi serios în viața ta de rugăciune, vei birui totul. Creștinul care se roagă păcătuiește din ce în ce mai puțin. Creștinul care nu se roagă va păcătui din ce în ce mai mult. Acesta ar fi primul secret, prima învățătură a Domnului Isus Hristos în al doilea rând. Cuvântul lui Dumnezeu, am pus aici versetul acesta care spune că noi avem un mare preot care are milă de noi. Și spune Cuvântul lui Dumnezeu că el a fost uh, ispitit în toate, ca și noi, dar fără păcat. Fără păcat. De ce? Pentru că s-a rugat pentru că s-a rugat. Avem datoria aceasta și ne face mult bine dacă din această seară vom spune, Doamne, orice s-ar întâmpla în viața mea, promit că mă voi ruga până voi birui. Nu mă voi lăsa niciodată și Dumnezeu ne promite și ne spune cu siguranță lucrul acesta va fi o realitate în viața noastră. În al doilea rând, un al doilea secret a unei rugăciuni ascultate ar fi roagă-te ca Isus, pray like Jesus. Haideți să vedem cum s-a rugat Domnul Isus Hristos. Ar fi culmea ca după cuvintele acestea, după învățăturile acestea clare și extensive a Mântuitorului despre rugăciune, noi să privim la alți oameni. Am avea multe exemple din Sfânta Scriptură. Dar bine s-a luat decizia ca să privim în primul și în primul rând la învățătura Domnului Isus Hristos despre rugăciune la începutul acestui an. Care este învățătura Domnului Isus Hristos? Uitați-vă ce spune versetul 41 și 42, în special a doua parte a versetului 42. Tată, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Rugăciunea spune Domnul Iisus Hristos, da, este o luptă, dar nu este o luptă de lămurire a lui Dumnezeu, ci este o luptă de lămurire a noastră. Noi trebuie să acceptăm voia lui Dumnezeu în primul rând, nu să lămurim pe Dumnezeu ce ar trebui să facă în viața noastră. Acesta este un alt secret a rugăciunii Domnului Iisus Hristos. Când te vei ruga după voia lui Dumnezeu, când te vei ruga ca Domnul Iisus Hristos, cu siguranță spune cuvântul lui Dumnezeu, vei avea biruință. Vei avea biruință. Cel ce se roagă trebuie să înțeleagă lucrul acesta, că la Dumnezeu toate lucrurile, spune cuvântul lui Dumnezeu, sunt cu putință, toate. Dar mai bine ar fi, dacă ceva nu este după voia lui Dumnezeu, din ceea ce eu îi cer, mai bine ar fi să nu fie cu putință de acceptat de noi. Doamne, dacă nu se face voia ta, nu vreau lucrul ăsta. Și foarte greu să trăim așa. Pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu, versetul 44, era atât de greu, atât de dificil, tulburător și totuși Domnul Iisus Hristos spune, Tată, acum este greu, dar în toate vreau voia ta să se facă. Roagă-te ca Domnul Iisus Hristos, Cine se roagă ca Domnul Iisus, va avea biruințele Domnului Iisus Hristos. Aceasta este promisiunea cuvântului lui Dumnezeu. Și este foarte important aspectul acesta pentru că orice creștin trebuie să slujească Domnului așa unde Dumnezeu l-a chemat. Și un slujitor sfânt este o armă extraordinară în mâinile lui Dumnezeu. Un slujitor corupt, un slujitor care nu se roagă, un slujitor compromis, un creștin compromis, poate o fi o armă extraordinară în mâinile diavolului. În această seară te îndemn și spun, roagă-te cum s-a rugat Isus, Tată, voia ta. Dacă vrei ca să nu cazi în ispită, dacă vrei să biruiești păcatul, spune versetul 44, roagă-te ca Isus. Cum s-a rugat Isus? Fraților, când a început Domnul Isus Hristos să se tulbure ca de moarte? Când a fost vorba de cruce? Nu. Nu când s-a deschis subiectul păcatului. Și nu era vorba de păcatele lui, atenție! Când a văzut mizeria, așa cum a spus și fratele Claudiu, fiecare haine, cum spunea el, a căzut în paharul acela. Și când a văzut paharul acela și de dimineață ne-am împărtășit cu trupul și sângele Domnului, paharul acela l-a tulburat atât de mult pe Domnul Isus Hristos, pentru că în paharul acela era vorba de tot păcatul omenirii. Vrei să ai biruință asupra păcatului? Easy. Roagă-te ca Iisus. Când e vorba de păcat, stai pe genunchi ore, să fii tulburat, să spui, Doamne, nu se poate să mai fac aceleași lucruri ca în trecut. Amen. Atât a stat pe genunchi Domnul Iisus Hristos încât spune cuvântul Domnului că a fost tulburat ca de moarte. S-a rugat și mai fierbinte. Când e vorba de păcat în viața noastră și în viața altora, cât timp petrecem pe genunchi cu Domnul Iisus Hristos, cu Dumnezeul nostru? Dacă nu ne rugăm ca Iisus, normal că nu biruim. Dar îți promit, cuvântul lui Dumnezeu ne spune acest lucru și este promisiunea cuvântului Dumnezeu. Cine se roagă ca Domnul Iisus Hristos, atunci când este vorba de păcat, când plângi pentru păcat, când simți o agonie pentru păcat, în primul rând pentru păcatele noastre și apoi pentru păcatele altora, vom avea biruință, vom avea biruință. Versetul 40 spune un lucru: Diavolul ne va ataca toată viața. Când au pierdut ucenicii bătălia? Știți când? Numai când nu s-au rugat. Atunci. Diavolul te atacă oricând și când te rogi. Dar când te rogi și dacă ai o viață de rugăciune serioasă, în prezența lui Dumnezeu, în fiecare zi, Diavolul nu ne va mai birui. Al treilea secret. A rugăciunii Domnului Iisus Hristos spune așa, rugăciunea este sursa puterii Lui Dumnezeu, prayer is the source of God's power. Amen. Ascultați ce spune versetul 43, când s-a rugat în felul acesta, a venit un înger al Lui Dumnezeu și a început să-L A început să-L întărească, nu uitați un, un lucru fraților, când luptăm cu demonii, când luptăm cu demonii în rugăciune, vin îngerii Lui Dumnezeu să ne ajute. Când luptăm în rugăciune, când spunem: Doamne, nu mă ridic de pe genunchi, până nu biruiesc. Vin îngerii lui Dumnezeu și ne dau biruință. A venit un înger și îmi place așa de mult aspectul acesta care spune: spune, from heaven, adică exact din prezența lui Dumnezeu vine îngerul Domnului la tine și spune: Am venit să te întăresc. Cum să nu ai biruință, frate? Cum să nu biruim păcatul care ne înfășoară așa de ușor când nu ne rugăm? Și când ne rugăm. Nu ne mai înfășoară, încearcă diavolul, dar nu mai merge. Cuvântul lui Dumnezeu spune în psalmul 84, versetul 7. Versetul 7, fiți foarte atenți, vreau să privim la versetul 6, 7 și 8. Încep cu versetul 7 care spune că una, o anumită categorie de oameni merg din putere în putere, adică absolut nicio problemă, nu pierd nicio bătălie. Care sunt oamenii aceștia? Uitați-vă în versetul 6. Dacă nu aveți Biblie deschise, puteți să vă uitați acasă, nu e nicio problemă. Psalmul 84, versetul 6 spune, cei care sunt ca noi, nu cei care sunt în victorii, pe munți și în prezența lui Dumnezeu, cei care trec prin valea plângerii, merg din putere în putere. De ce? Versetul 8, oamenii ăștia se roagă. That's how. Prin rugăciune vom birui pe diavolul. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune foarte, foarte clar. Și vreau să vă spun un lucru atât de dulce, așa de mult m-am îngăiat când am observat lucrul acesta și îl cred din toată inima mea. O rugăciune care nu te-a întărit este o rugăciune la care ai spus amin prea devreme. Frate, ascultă! Domnul Iisus Hristos s-a rugat odată, n-a spus amin, s-a dus la ucenici a trezit, s-a dus înapoi, s-a rugat, în... a continuat să se roage. N-a spus amin, atâta s-a rugat atunci a spus Amin când a primit biruința din partea lui Dumnezeu o rugăciune care nu te întărește este o rugăciune prea scurtă, te-ai oprit prea devreme, roagă-te până când Dumnezeu te va întări și Dumnezeu îți va da biruință acesta ar fi un secret cred că la care probabil nu ne-am gândit așa de mult, dar ne va um, ajuta foarte mult dacă în modul cel mai serios vom practica lucrul acesta, veți observa Că veți avea biruință în numele lui Isus Hristos. Știți care este avertizarea Cuvântului Dumnezeu? Cuvânt, texte ca și acestea, versete ca și acestea, din Psalmul 84, din Matei 26 cu 44, unde spune că Domnul Isus Hristos, texturi paralel, s-a dus, s-a rugat, a venit la ucenici, a continuat rugăciunea și atâta s-a rugat până a biruit. Cea mai importantă sau cel mai important lucru în societatea noastră nu este, fraților, și spun asta pentru că noi trăim aici în America și ne tot plângem unii și alții probabil și pe bune dreptate, dar nu este nici capitalismul, nici liberalismul, nici terorismul. Cea mai mare problemă poate fi creștinismul. Asta e cea mai mare problemă. Creștinismul nostru, dacă nu este așa cum a fost a ucenicilor, noi suntem de vină. Pentru că în numele lui Iisus Hristos vom birui orice, orice, orice lovitură, orice atac, nu e nicio problemă, nu contează ce fac cei din lume, contează ce facem noi. Contează cum ne rugăm noi. Contează dacă noi vom continua să luptăm până când vom birui. Doamne, nu mă ridic, nu te las, spune Iacov, până nu mă binecuvintez. Păi, dar e dimineață deja. I don't care, I won't stop. I'll keep on praying până când Dumnezeu îmi va da biruință. Așa s-a rugat Isus. Rugăciunea este sursa puterii lui Dumnezeu. Dumnezeu ne întărește prin rugăciune. Doamne ajută-ne și așa să trăim de acum înainte toată viața. Vă rog frumos să observați capitolul 45, versetul 45, mă scuzați, a doua parte, spune cuvântul lui Dumnezeu, i-a găsit, adormiți. I-a găsit, adormiți. A venit Domnul Iisus Hristos la ei, și n-a spus, atenție vă rog, n-a spus, bă, oameni buni, îi ok, lasă că m-am rugat eu. Lasă că m-am rugat eu. Și nici ucenicii Domnului când i-a trezit din somn, nu și-ar dat coate și a spus, dar a dormit și Iisus, nu. O, oh, ulbi fine, s-a rugat el. Nu. Nu. N-a fost așa. A venit diavolul, a atacat și cine s-a rugat a biruit și cine nu s-a rugat a fugit. A pierdut. Dacă nu te rogi, nu vei avea biruință. Poți să vii bi la biserică cât vrei. Poți să slujești Domnului cât vrei. Dacă nu te rogi, dacă nu ai o viață de rugăciune, nu vei birui. Secretele vieții uh, Domnului Isus Hristos și secretele rugăciunilor ascultate Domnului Isus Hristos, și care a fost? Rugăciunea în secret. The secret of his prayers was the fact that his prayers were made in secret. And not few, many, Many prayers. A avut o viață de rugăciune și el a avut biruință pentru că s-a rugat. Așa după cum am spus, te poți încrede în cine vrei și poți face ce vrei. Dacă nu vei avea o viață de rugăciune ca Domnul Iisus Hristos, va fi foarte greu, va fi foarte greu să ai biruință. Next to nothing. Cum va simți dumneavoastră, m-am gândit de mult la lucrul acesta. Dacă într-o seară. Nalas night, the other night, noaptea de revelion, Timothy n-a dormit deloc, l-am dus la emergency, n-am dormit deloc. Și m-am gândit la lucrul ăsta. Cum te-ai simțit dacă ai sta o noapte în ușa copilului, camerei lui, ușa deschisă, te uiți la el și toată noaptea stai și te uiți la el și îl protejezi. Și dimineața, când se trezește juniorul, să te dea la o parte și să plece nici măcar să nu spună thank you dad, thank you mom, nimic, nimic. Să fugă și să plece. Ce credeți că se întâmplă atunci când noi ne ridicăm din pat dimineața și ne uităm la cea și spunem, oh man, I gotta go. We, we don't even pray. Nici măcar nu ne mai rugăm. Cum se simte Dumnezeu? De fapt, cum se simte Dumnezeu? Cum ar trebui să ne simțim noi? Nu credeți că este mai rău mai rău decât copilul nostru să ne tu, disrespect us like that. Trebuie să avem o viață de rugăciune pentru că Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos a spus, eu m-am rugat. Eu, viața mea a avut biruință prin rugăciune și acestea sunt secretele rugăciunilor Domnului Iisus Hristos. De astăzi înainte vă îndemn, ascultați cuvântul lui Dumnezeu, puneți-l în practică și veți vedea că Dumnezeu vă va da biruință. Dumnezeu vă va da biruință. Cuvântul lui Dumnezeu mai spune încă un lucru. Rugăciunea trebuie practicată tot timpul, spune versetul acesta. 43, 44, 45. Rugăciunea trebuie practicată și când diavolul pregătește atacul, nu numai când îl pune în practică. Atunci de multe ori e prea târziu. Vedeți că nu veni încă cei răi și Domnul Iisus Hristos spune, men, treziți-vă, rugați-vă, da? Nu e nicio problemă, e liniște, de-aia dorm toți, că e liniște, nu e problemă. Dar rugați-vă în timp ce diavolul pregătește atacul. Dacă vreți să aveți biruință atunci când diavolul va ataca, actually. Trebuie să avem o viață de rugăciune continuă. Acesta a fost secretul Domnului Isus Hristos, avea biruință extraordinare. Toată viața lui nu a pierdut nicio bătălie, dar se ruga tot timpul. De ce? Pentru că tot timpul diavolul pregătea ceva împotriva lui. De aceea spune cuvântul lui Dumnezeu, rugați-vă neîncetat, non-stop, non stop. Don't stop! Și roagă-te așa cum s-a rugat Iisus. Dacă n-am avut, nu știu de cât timp, o agonie reală în rugăciune, vă spun ceva, nu ne rugăm cum trebuie. Nu ne rugăm cum trebuie, nu ne rugăm destul de asemănător cu rugăciunile Domnului Isus Hristos. Spunea fratele Claudiu de păcate pe care nici nu vrem să le amintim, nu? Normal că nu vrem să le amintim. E și normal. Dar dacă nu stăm înaintea Domnului și nu le amintim înaintea Domnului rugăciune și spunem, Doamne, știu că pot. Doamne, știu că pot avea biruință numele Lui Iisus. Problema mea că eu sunt lazy și nu mă rog. Doamne, iartă-mă! Și anul acesta și de astăzi înainte, să viață de rugăciune ca Domnul Iisus Hristos, să spui, voi avea biruință în numele Lui Iisus, pentru că este promisiunea Domnului Iisus Hristos. Sculați-vă și rugați-vă, că nu o să mai cădeți în ispită, spune Domnul Iisus Hristos. și ar vrea să amintesc ultimul verset pe care l-am citit în această seară, al patrulea secret a unei rugăciuni ascultate. If you want to serve Jesus pray like Jesus. Nu sluji Domnului până când nu te rogi ca El. Știu că poate sună destul de dur, destul de rece, dar aș îndrăzni să spun, uh, nu sluji lui Isus fără să te rogi ca Isus. Nu fă lucrul ăsta, pentru că va fi mai repede sau mai, mai devreme sau mai târziu, vei suferi mult, vei plânge mult. Pentru ce dormiți? Spune Isus. Eu nu, eu nu dorm. Voi de ce dormiți? Sculați-vă și rugați-vă, altfel veți cădea în ispită. Fraților, din această zi, vreți ca să luăm înaintea Domnului această hotărâre, să spunem, de astăzi înainte vom sluji Domnului la slujba la care Dumnezeu ne-a chemat pe fiecare dintre noi. Fiecare dintre noi trebuie să slujim Domnului, dar spune cuvântul lui Dumnezeu, nu sluji lui Isus, nu lucra, nu fă nimic în numele lui Isus, până nu te rogi ca Isus. Vă duceți aminte de fiul lui Șceva, Faptele apostolilor, capitolul 19, versetul 13. Șapte frați. Uh, popular, pentru că tatăl lor era un preot. Chemau numele Domnului, predicau evanghelia, porunceau duhurilor, aveau o îndrăsneală extraordinară. Nu se rugau. Nu se rugau. De unde știi că nu se rugau eu? Văd clar din cuvântul lui Dumnezeu că nu se rugau. Duhurile cele rele, spune cuvântul lui Dumnezeu și Dumnezeu a poruncit să fie scris acest aspect. Duhurile rele din omul acela îndrăcit știa că ei nu se roagă. Cum a știut ei că el, ăștia nu se roagă? Știți cum? La rugăciunile Domnului Iisus Hristos, la rugăciunile apostolilor, la rugăciunea lui Daniel în groapa cu lei, se coborau îngerii. Și când se coboară îngerii, demonii care sunt în văzduh, văd lucrul ăsta. Și duhurile s-au zis la ceva Residence. Au fost vreodată îngerii Domnului? Nu! Nope. Cine sunteți voi? dar cum, da? Nu contează cine credeți voi că sunteți înaintea oamenilor. Vă spun ceva, duhurile le spun lucrul acesta. You guys are nobody. Nobody! Știți de ce? Nu vă rugați! Cum știi că nu ne rugăm? La voi nu coboară îngerii. Domnului să vă întărească, să vină cu răspuns. Se i spună ca la Daniel, ne-am luptat, dar am biruit și am venit să aducem răspuns din partea lui Dumnezeu. Voi nu vă rugați până biruiți! De aceea au fost biruiți și au trebuit să fugă dinaintea lor. Și a fost un prilej de mare rușine. Oameni care nu se roagă, dar vor să slujească. Eu am un îndemn, în primul rând, pentru mine și pentru fiecare dintre voi. Haideți să nu mai slujim, să nu mai venim la învon, să nu mai venim aici să cântăm, până nu avem o viață de rugăciune, cât se poate de aproape cu a Domnului Iisus Hristos. Nu avem nevoie de talente. Nu avem nevoie de voci să mergem acolo în The Back Room să ne încălzim vocea jumătate de oră. Nu de asta avem nevoie. Avem nevoie să fim oameni ai rugăciunii și când venim aici să slujim, prezența lui Dumnezeu să coboare. Din cauza asta nu mai coboară prezența lui Dumnezeu între noi când nu coboară. Și spun noi la modul general, nu spun despre biserica asta în mod special, la modul general, noi creștinii, we miss so much, pentru că nu ne mai rugăm cum s-a rugat Isus, pentru că pur și simplu des desconsiderăm aceste secrete ale unei rugăciuni ascultate. Iacov 5 cu 17. Spune cuvântul lui Dumnezeu un lucru extraordinar în Iacov 5 cu 17 despre Ilie. Ilie a avut multe calități, dar spune versetul 17 cea mai bună calitate a lui Ilie. Știți care a fost? Ilie s-a rugat. Ilie s-a rugat, a fost un om a rugăciunii. Ilie a fost un om supus acelora slăbiciuni ca și noi, dar vai de noi dacă nu suntem supuși acelorași rugăciuni ca lui Ilie. Vai de noi! Roagă-te cum s-a rugat Isus, să ne rugăm cum s-a rugat Isus. Rugăciunea este o sursă de putere a lui Dumnezeu și până nu slujești, până nu te rogi ca și Isus, mai bine ar fi să nu slujești. Mai bine ar fi să nu slujești. Cuvântul lui Dumnezeu vine la Elie și îi spune, acest, și îl învață acest principiu. Întâi împărați, capitolul 17, versetul 3. Și I be ok dacă uh, take the slide off and, and... Puneți versetul acesta, vă rog frumos. Întâi împărați, capitolul 17, versetul 3. Acolo spune cuvântul lui Dumnezeu: Așa, Ilie, du-te, pleacă. În 19 cu 15, după două capitole, îi spune Dumnezeu lui Ilie: Acum du-te înaintea împăratului. În versetul 17 îi spune: Ascunde-te. În versetul 19 îi spune: Arată-te. Știți ce s-a întâmplat între aceste două instanți când a fost, când ne-a spus Dumnezeu, du-te ascunde-te și apoi a spus, arată-te poporului? Dumnezeu se arată lui Ilie. Ilie are o întâlnire personală cu Dumnezeu la rugăciune. Dumnezeu nici măcar nu-i trimite îngerii, vine El în persoană la Ilie. Și Ilie are prezența lui Dumnezeu, are de-a face cu Dumnezeul acesta și după ce își dă seama de greșelile lui, după ce își dă seama de păcatul lui, după ce își dă seama că a crezut mult prea multe lucruri bune despre el, îi spune, Doamne, nu sunt vrednic de nimic și spune Dumnezeu, neau go, arată-te. Și ce înseamnă asta? Până nu te rogi așa cum trebuie să te rogi, ascunde-te, nu veni să slujești. Când stai în prezența lui Dumnezeu, când Dumnezeu te cercetează, când Dumnezeu îți înmoaie inima, când Dumnezeu îți schimbă inima, când Dumnezeu te binecuvintează în rugăciune, arată-te, vină și slujește! Dar până atunci, dragule, cât ar fi de greu? Primește acest cuvânt al lui Dumnezeu și spune, Doamne, vreau să te slujesc, dar înainte de toate acestea, vreau să, vreau să am o relație cu Tine, Doamne. Vreau, Doamne, ca și în această seară, și mă rog, Domnului, ca și în seara asta, Dumnezeu să ne cerceteze. Și în seara asta, Dumnezeu să mai cerceteze sufletele noastre, poate unii dintre noi am devenit poate prea reci, prea betonați. Dumnezeu, mă rog Domnului ca El să ne străpungă inimile noastre. Biserica aceasta este o biserică care se roagă, ne putem ruga mai mult, ne putem ruga mai bine, ne, pro... ne putem apropia de Dumnezeu mai mult. Haideți ca din această seară să punem în practică aceste secrete ale unei rugăciuni ascultate. În încheiere, aș vrea să vă duc aminte din nou de, după, în mai opinie, după părerea mea, unul dintre cele mai dulci și cele mai benefice și cele mai pline de har, cele mai importante versete din toată Scriptura, este tocmai versetul acesta, 46. Iisus, ascultați, însuși Iisus le-a zis, pentru ce dormiți? Sculați-vă, rugați-vă. Știți de ce e atât de important, în mai opinie, în versetul acesta? Pentru că dacă cum ai dormit până acum Dumnezeu îți spune, scoală-te și roagă-te. Nu îți spune, am done with you. I've been waiting for you 20 years, 10 years, 5 years. I'm done with you. Go away. No. Domnul Iisus Hristos spune, scoală-te și roagă-te. Dacă din această seară te hotărăști ca viața ta de rugăciune să tu improve, să fie mai puternică, Mulțumește Domnului pentru cuvântul acesta și spune: Doamne, de astăzi vreau să mă rog mai mult. Scoală-te și roagă-te. Dacă nu te-ai rugat ca Isus, dacă n-ai făcut poate niciodată lucrul acesta, Isus nu spune: Sheimoniu, am danuit Și ce spune? Uite de astăzi înainte, dragule, roagă-te așa cum s-a rugat Isus. Și dacă ne vom ruga așa, nu sunt cuvintele mele, nu sunt promisiunile mele, sunt cuvintele Mântuitorului nostru. Veți avea biruință. Rugăciunea este o sursă de putere. Pray, pray, don't play, pray, până găsești biruința Domnului, până când vine Dumnezeu și spune, totul este sub controlul lui Dumnezeu. Până când Dumnezeu te întărește, până când Dumnezeu te va schimba, până când Dumnezeu te va întări, nu te ridica de pe genunchi și Dumnezeu te va binecuvânta. Și vă rog uh, și vă îndemn, nu vă supărați și de astăzi înainte, fiecare dintre noi să ne rugăm mai mult, să postim mai mult. Vom învăța în duminicile următoare și despre acest lucru foarte important, despre post și rugăciune. Vă doresc tuturor un an binecuvântat cu Domnul. Domnul să vă binecuvânteze pe toți. Amin.